Sincer vă spun, în inima mea dorința aceasta de a întâlni frații noștri de neam și pe Nord America, în Canada, a fost de mult, dar nu m-am prea informat și nu prea pe internetul, nu știu, e rău și râd de mine băieții noștri care au crescut acolo în orfelinatul din București. Eu sunt simerean de loc de naștere, dar din 93 sunt în București. Și n-am vrut niciodată să ajung, dar Dumnezeu este Cel ce ne poartă pași și slăvit să-i fie numele. El ne poartă pe cuvinte. El ne poartă pași. Și noi trebuie să ne lăsăm folosiți de mâna Lui, glorie Lui Dumnezeu. Așa că prima dată vreau să nu țin mult. Timpul este foarte încadrat. Și o oră am bâșbuit aici, 10 km, că m-am încurcat odată la un exit. Și am zis, Doamne Iisuse, am plecat la 6.40. Normal trebuia să fiu aici, de la gabinet. Că nu spun că am venit și mai din dincolo, câteva sute de kilometri din US. Și apoi să nu vorbim de trecerea Oceanului cu avionul. Dar vreau să spun, Doamne Iisuse, nu mă lăsa, că vreau să mă bucur cu frații noștri. Și Dumnezeu m-a ajutat. Am întrebat cu două persoane, engleza mea, dar și în final am zis, Doamne, ascult. În mâna ta mă încredințez, sunt pierdut. 9.20, ce fac? Și am luat-o. Mi-a zis cineva, e așa și faci așa, treci tot doar așa. Dumnezeu este viu și mă ajutor. Apoi mi-am revenit și conform indicațiilor de pe hârtie, am ajuns. Salutări sfinte de la noi. Eu nu fac parte dintr-o biserică mare din București. Noi am avut în orfelina, vreau să spun că mai avem lucrarea, dar nu pentru copii. Acum acolo s-au schimbat niște legi, copiii au crescut. Dar Dumnezeu este mare. Acum facem consiliere și ajutăm săracii. Cu ce avem? Cu ce putem? Și sunt deschis. Că știm că Biblia ne-a spus, și Domnul Iisus însuși, pe săraci și pe țăreacă, întotdeauna cu voi. Nu venea să cred că ne auzam de America, să poate așa ceva. Să poate face oriunde. Am vizitat prin Harul Domnului și India și Nepalul o singură dată și mi-am dat seama de sărăcia reală. Și noi românii acolo în țară ne plângeam, vai, vai. Mi-am dat seama când am întrebat pe un om de pe trotuar, de câți ani stai aici, de câte vreme, de 30 de ani. Mâncare pe trotuar, baie pe trotuar și totul. Nu vă vine să credeți. Și să meritați că a dus astfel de imagini, dacă să ne dăm seama de sărăcie. Așa că trebuie să mulțumim Domnului pentru ce ne-a dat. Dar mulți mulțumim. Aș fi dorit să vă văd de mult, dar acum am aflat. Mi-a spus fratele Ionel Bala, că pe el l-am văzut pe internet, venim înapoi cu internetul ăla. M-am uitat și prezenta acolo biserica din Gatineau. Am avut, zic, dacă toate sunt state pentru o singură, nu multă vreme, ia să trag eu o fugă. Și am închiriat o mașină și am venit. Dar am constatat că biserica este în proiect, în formare, și eu un singur lucru v-aș îndemna. Să ne rugăm cu mare insistență ca Dumnezeu să deschidă oriunde în Canada biserica, decât să fie pierduți și nemântuiți. Mai bine să fie oriunde, nu contează. Acum, sincer, e Domnul, că aici, intrând în biserică, m-am simțit ca acasă mulți ani în urmă. Și cântările și rugăciunile și orchestra asta extraordinară, vă spun sincer, fără să exagerez, m-a uns, m-a binecuvântat gloria lui Dumnezeu. Și sunt convins că aici lucrează Domnul. Sunt convins că aici dumneavoastră veniți cu drag la biserică. Nu contează în ce parte de lucrare ești în biserica, dar ești acolo, glorie lui Dumnezeu. Și contează și mai mult ceva. Că ești sigur și știi ceva. În momentul în care Domnul Iisus va veni și trebuie să vină, știm sigur și vedem semnele. Dacă suntem în viață, vom fi schimbați la clipeala ochiului. Și dacă suntem sub țărână, atunci vom fi primii transformați. Foarte interesant cum Dumnezeu lucrează. Eu sincer să vă spun că nu mă uitam așa de nu știu cum la slădiciunile bătrânești, dar uite-mă și pe mine aici.
Nu vă faceți probleme, că dacă domnul vă dă zile ajunge, nicio problemă. Și mă cam uitam așa și acum, opa, stai, moșulică, că e cam problemă. Dar știm un lucru, că Dumnezeu ne poartă și ne conduce atâtea zile cât ne-a dat. Glorie Lui! Să fim gata, pregătiți, în momentul în care Domnul vrea să spună și spune numai atâta, gata, lasă aici și vină acasă, să fim gata să ni se spună, vină o slugă, vină pe zicios, gloria Lui Dumnezeu. Să fim gata, gloria Lui Dumnezeu. L-am primit pe Domnul Iisus în inima mea, să spun așa, erau 15-16 ani vârstă și după aceea a crescut dragostea asta și prin botezul l-am primit în 20. Vindecare divină, ca să spun și asta, că nu știu dacă mai am unii. Dar vreau să, hai să spunem două, să nu fiu risipitor. Aveam probleme mari cu amigdalita. E o boală de cronică, dacă te apucă și te prinde. Eram de 20 de ani și trebuia să mă duc să muncesc undeva departe de casă, 500 de kilometri cel puțin, în Moldova, în județul Neamț. Eu eram din Sineria, m-am gătat pedagogic undeva. Și mă gândeam, ce fac eu, frate? Mă duc la țară. Și mă apucă una de-asta care întotdeauna când mă apuca, mă punea la pat o săptămână, da? Și mai trebuia și injecții și leafă serioase. Când mă apuca așa, și mă apuca, nu pot să... A zis, îmi scot bilet de trimite, programare la operație. Și înainte cu o lume, Dumnezeu să fie slăvit. În rugăciune, în adunare, n-am spus, eu nu sunt omul care spune orice. N-a spus nimănui care e problema mea și ce când am eu. Dar Dumnezeu a făcut minunea. Că am simțit acea minunată atingere cu căldură și a intrat așa în jos, prin ele jos. Și că mă duream atunci, apucat iară băieții. Și cine ați avut și aveți așa ceva, știți ce înseamnă. Te zgâie de parcă ceva te zgâie acolo în amântul și îți taie. Dureros. Și la momentul ăla n-am mai simțit nimic. Dumnezeu să fie slăvit. Și am zis, nu spun. Mă apuc eu să spun după aceea cine este, mi s-a părut ceva. Stau cu minte. S-a terminat biserica, a trecut. Biserica după amiaza, seara. Nimic, aceeași. Plăcut. Normal. Nici o zi, săptămâni, nu. Și după aia m-am gândit, asta este terminarul lui Dumnezeu, slăvit să fie. Da? Și a lucrat. Și apoi o trebuie să fie frig de minus 30 prin Moldova, n-am mai avut treabă. Gloria. Poate și noi asta ți-a dus aici minus 30. Și cam nu vă dați seama ce înseamnă. Dacă nu ești bine îmbrăcat și n-ai mărușile și ghetele alea cu blană, e vai. Domnul să fie slăbit. Nu știu ce cântare să-mi iau. Vioara mea cam scârție. Mâna asta de obicei stă pe volan. Mă mai ține-o și așa mai liniștită ca să nu se obosească. Dar la om e vorba de 800 de kilometri cel puțin. Poate că s-a făcut mie de când tot se decopă. S-a mă obosit. Mi-aș dori să cânt o cântare veche. Și anume, poate o recunoașteți.